Salut, dragi prieteni, bine ați revenit la emisiunea Auto la Test. Numele meu este Lucian, după cum bine știți, în fiecare săptămână încercăm să testăm o mașină nouă. De această dată avem un model oarecum în premieră națională. Este noua generație Stonic 2021 facelift. Asta înseamnă să traducem viața de zi cu zi în primul rând să vă arătăm detaliile. Avem noi blocuri optice, deci avem de această dată un bloc optic cu LED care nu mai are lupă, sunt aceste oglinzi, un sistem mult mai eficient și mult mai elegant. Deci farurile sunt fumurii. Deci dacă vezi un Stonic pe piață cu lupă, o să-l vezi pe ăla cu un geam transparent. Aici vorbim de LED, ultima generație, cu trei geamuri, cum ar veni, este fumuriu, da? Ce mai avem? O bară față foarte mișto, vorbim de un Stonic de top. De data asta vorbim un Stonic pe care nu mai poți să pui absolut nimic. Vorbim de varianta 1.0T GDI, este un trend cu toate dotările posibile, cum ne-au zis cei de la Kia România, adică efectiv nu mai ai ce să montezi pe ea. Vorbim de jantele pe 17, după cum bine se observă, avem un 205-55-17, avem o gardă la sol foarte, foarte mare, deci dacă te uiți la gardă la sol de la mașina asta, cei de la Kia ne-au spus că este la nivelul celui de la Sportage. Adică dacă îți vii cu jante pe 15 sau pe 16, o gardă la sol mai mică. Dacă vii cu roțile pe 17, cu chit că talonul e mai mică de 55 față de 65 la cele pe 15 sau 16, vorbim totuși de o gardă la sol mult mai mare. Vorbim de niște anvelope standard Conti, ceea ce e un lucru foarte, foarte mișto, pentru că vorbim de o mașină construită în Corea, da? Deci nu vorbim de una făcută în Slovacia. Vorbim de o mașină coreană, vorbim de o mașină pe care mulți o știți, este concurentul direct al lui Renault Captur, Peugeot 2008, gama aia ciudată de la Volkswagen T-Roc, T-Cross, toate nebuniile alea, inclusiv gama Skoda Karoq, nu știu, alea micuțe, Seat Arosa, dacă nu mă înșel. Este o mașină foarte, foarte, foarte mișto, este o culoare foarte, foarte interesantă, un albastru special față de generațiile precedente. Vorbim de o caroserie biton, adică avem un plafon alb cu oglinzi albe, cromatica este ok, adică nu-ți vine să crezi când o vezi configurată prima dată pe un configurator online, o să zici, bă, e dubioasă, știi, albastru ăsta cu alb ăla pe deasupra, dar în realitate este super, super mișto. Ce mai avem aici? Asta înseamnă, avem eleronul ăsta alb. Avem plafonul alb, aici partea din caroserie în culoarea caroseriei, adică albastru, și avem codița de la sistemul audio și GPS în culoare neagră. Bun, ajungem în partea din spate, avem acele stopuri, evident cu LED. Ca să-ți dai seama, Eco Dynamics Plus, asta înseamnă că avem un mild hybrid. Avem veche siglă, momentan încă n-au schimbat siglele. Versus alte mașini cu renume de pe piață, avem o tobă, tată, deci de data asta avem tobe, da? Deci avem o tobă cromată, senzori de parcare integrați foarte mișto, adică avem un senzor de parcare negru și un senzor de parcare, așa zis, ăsta difuzor gri. Avem deflectoare speciale în bara spate și avem și în față, dacă nu mă înșel, ca să nu stropești, fiind o mașină, un SUV. Bine, asta e crossover, dar are gardă la sol de SUV, da? Ca să nu-l omori pe ăla din spate când mergi pe ploaie și să-ți arunce pe parbriz, efectiv, Kia pune extra cost, evident că standard, nu știu dacă are standard chestia asta, aceste mici deflectoare, acele apărători, care sunt super, super mișto și protejează, efectiv, îi protejează și pe aia din spate. Haideți să vedem un probagaj. Aici totul este normal, nu excelează, nu are cel mai mare probagaj din clasă, dar cum zic și cei de la Kia, tată, vrei să ții un portbagaj mai mare, te duci la un Sportage, e simplu ca bună ziua, da? Bun, vedeta programului Kia este aici. Este un acumulator litiu-ion polimer. Un acumulator de capacitate relativ mică, în schimb, care face foarte, foarte mult. Vedeți cablajele, efectiv pleacă în partea din față. Haideți să vă arătăm și în partea din față, că asta e cel mai important. Deci, ai un acumulator în spate, da? Și haideți să deschidem și capota. Și sub capotă, după cum poate mulți știți sau mulți nu știți, avem motorizarea asta. Bun. Este 1.0 TGDI, 100 de cai, Smart Stream G. G înseamnă gasoline, da?
G-ul ăla, gazelul, dă-i diesel, da? Și avem acest monstru de alternator. Noi l-am mai testat și pe Rio și merge fără niciun fel de problemă. Adică are, cred că dacă nu mă șer, 18 cai putere în plus pentru anumit, îți oferă 18 cai în plus față de cei 100 de cai motorului. Avem un motor simplu, 3 pistoane în linie, turbo, injecție directă, deci nu mergem în montat GPL cum ar zice unii. Motorul este super ok, nu sunt probleme, după cum se observă are și un acumulator de pornire normal. Se vede că e făcut în Corea, deci ca să dai seama dacă o cheie e făcută în Corea, te uiți la acumulator, da? Dacă are acumulatorul ăsta negru, Soleil, dacă nu mă înșel, era brandul care îl foloseau ei, văd că aici are 45 de amperi, este făcut în Corea. Dacă este o Varta sau orice altceva, clar este un acumulator făcut în Europa, da? Adică o mașină făcută în Europa. Avem o antifonare a capotei. Spunem din start, nu este cea mai elegantă la antifonare mașină din segment. Kia niciodată n-a excelat la capitolul ăsta. Adică o să auzi niște gălăgie când îi dai un kickdown, te duci în ture sus, o să auzi efectiv motorul, chiar și niște zgomote la vânt, dar all around-ul este o mașină foarte, foarte elegantă. Acest băț, tipic mașinilor coreene, sau mai bine zis mașinilor asiatice, pentru că ei nu au amortizoare la capotă, că n-au nevoie, pentru că la ei se consideră capota că se deschide doar în serviciu, adică nu o deschidem noi de 300 de ori pe zi că să strică ceva sau altceva, sau cine știe ce altceva. Bun, o altă chestie interesantă, asta este fake aici, adică radiatorul este jos, este și radarul de apropiere pentru collision warning system. Senzori de parcare de data asta pe față sunt integrați în bară și sunt de culoarea caroseriei, culoarea barei, da? Avem blocurile astea optice de care vă ziceam și aici nu e nimica. De ce? Că radiatorul este jos, da? Bun, haideți înăuntru. Ok, la interior avem un stonic special, un stonic full. Mai mult de atâta nu poți să pui pe el. Oricât ar zice lumea să zică, domne, că stai un pic, că ne-am luat un stonic care are un preț poate la nivelul unui Sportage. Da, dar sunt unii care poate nu vor caroseria foarte mare a lui Sportage și vor un crossover cu de toate, adică full, efectiv toate dotările. Modelul de față se numește Stonic PE10TGDI. Are cutia 7 DCT cu dublu ambreiaj, da? Hybrid electric trend, din nivelul de echipare trend și toate dotările posibile din lume. Noi acum ne uităm un pic pe lista de dotări și vedem efectiv tot. Avem Sporty Blue, Clean White, asta e culoarea exterioară, tapiseria grey, standard, faruri cu LED, lumini pe timp de zi LED, proiectoare ceață. Deci absolut climatronic, cu dezaborire parbriz, scaune încălzite față, volan încălzit față, camere pentru marșarier, rear seat alert, asta e super mișto, adică dacă ai un copil să nu uiți că ai copilul în spate. Apărătoarele în oră, evident că sunt extra, cum vă ziceam, ce avem, o navigație de 8 inci, asta e navigația de 8 inci, blind spot și toate sistemele posibile din lume. Haideți să și pornim. Deci, asta e Kia, nu ai ce să-i faci. A apărut și brandul Kia, deci display-ul ăsta de 8 inch este super, super, super suficient, nu ai nevoie de altceva în plus. Ai modul ăla de care o să vorbim în mers, Energy Flow, adică efectiv te atenționează și spune cum să conduce mașina, cine funcționează prima dată, benzina, când intră electricul. Despre Stonic, deci aici vorbim de varianta de top, da? Despre Stonic, în varianta standard, nu știu, în varianta de bază PE 1.2 MPI, cu tot cu mega discountul lor promoțional, cu tot cu rabla, de acum ajunge la 11.887 de euro. Adică deja vorbim de un preț de Sander. Varianta standard 1.2, da? 1.2 care este motor simplu, MPI, cu injecție multipunct clasică, cu care nu sunt probleme. TGDI-ul ăsta standard pleacă undeva la 13.600, da? Și aici avem undeva un Stonic full care costă peste 24.000 de euro. Da, asta înseamnă inserțiile astea, adică plasticul ăsta e un pic diferit. Avem o spumă poliuretanică în premieră pe Stonic, înainte de efectiv navea. Deci avem un plastic de o calitate medie, dar este un plastic andurant.
toate mașinile din Corea vin cu plasticul ăsta, inclusiv aici pe bord. Adică nu o să găsim spumă poliuretanică la Stonic, pentru că ei nu gândesc așa. Aici, în schimb, avem un material foarte mare, aici avem o spumă ok. Deci fața de ușă în două nuanțe. Se observă și pe partea cealaltă. Avem tapiseria de scaune, scaunele este mișto. Avem inserția asta de semipiele asta pe lateral. Și culmea, pe față este albă, pe spate este neagră, da? Atenție foarte mare, vorbind de o cromatică mișto. Avem oglindă electrocrom cu buton, de data asta poți să o și oprești. Un lucru foarte ok. Sistemul multimedia este top of the line de la ei, adică nu mai sunt probleme că stai un pic, că n-am dă la display de 12 inci. Efectiv, ei nu aveau cum să pună display-ul ăla de 10,5 inci, dacă nu mă înșel, care îl găsim pe site, pentru că sunt aeratoarele. Următoarea generație cred că o să mute cumva aeratoarele astea și o să rămână display-ul mai mare sau o să fie complet diferit. După cum se observă, avem mașina, e la noi de vreo jumătate de zi, a mers niște kilometri, range 658 de kilometri, un mediu de 6,4 în ultimele 20 de minute și a mers tare. Nu putem să mergem încet. O medie de 7,3 pe ultimii 34 de kilometri, vorbim de trafic de București. Are sistemul ăsta mild hybrid super mișto, adică se oprește mașina în trafic chiar înainte de a ajunge la semafor. Un lucru foarte, foarte mișto. Are funcția coasting sau sailing, nu la ei se zice sailing, la BMW coasting. Adică efectiv mergi pe autostradă cu 120-130 de kilometri la oră, se decuplează 7 DCT-ul. Și efectiv motorul scade undeva la 900 de rotații pe minut și este super economic, adică ai un consum de aproape consum pe oră, da? Ai un consum foarte mic. Fiind un model de top, avem aici ceea ce vrem și la alți producători, fără să fie super mega complicat, să mărești efectiv, uite, illumination, da? Vreau toată chestia asta, vreau ca buton, adică vreau să... Kia face niște chestii foarte pragmatice, adică au butonul ăsta, da? Stop and start-ul e aici, ESP off, tire pressure monitoring, nu fine, nu că ai avea nevoie zi de zi cu el. Și să înalți, deci avem faruri, inclusiv poți să le și înalți. Faruri cu LED, și scurtă și lungă, și poți să scazi sau să înalți fascicolul în mers, da? Pe volan, evident, volanul de data asta, cum ne-au zis cei de la Kia, este oval în partea de jos, adică nu mai vorbim de un volan, cum se cheamă, un volan... 100% rotund, adică vorbim de un trend care e normal pe piață și nu vorbim de un GT Line, da? Atenție, deci aici vorbim de un trend cu dotări foarte multe. GT Line nu vine standard cu un volan și mai mișto decât ăsta. Avem toate comenzile posibile. Asta e lane departure warning system, e un sistem pe care noi îl închidem din prima pentru că în România nu sunt marcaje peste tot, da? Și îți trage de volan, în fine, e un sistem bun la casa omului. Avem radarul de apropiere care e foarte mișto, adică un pilot automat foarte ok. Alte display-uri, ai attention level, adică nebunia cu cafeaua pe care mulți nu o urăsc. Ai toate setările posibile. Nu știu, mașina este echipată cu de toate, adică efectiv nu ai nevoie de altceva. Pur și simplu te urci la volan, îți vezi de treabă. Motorul este sfânt, nu sunt probleme cu el. Reprizele sunt bune. În modul sport mașina merge agresiv, adică și 7 DCT-ul ăsta schimbă agresiv. Sfatul nostru, mergeți normal, adică aveți aici, după cum se observă, modul drive mode și dacă îl dai pe el, ai drive mode normal, sport și eco. Tu în viața de zi cu zi în București poți să mergi pe eco, în viața de zi cu zi dacă mergi extraurban, mergi pe normal, că nu ai nevoie, efectiv nu ai nevoie. Și evident, cutia are și gama plus minus, adică PRND plus minus, evident nu o să folosești niciodată în viața ta plus minusul. Camera este decentă, adică nu sunt probleme de calitate. Este o mașină corectă, este o mașină corectă. Asta e o mașină foarte scumpă la nivelul ei, dar dacă te uiți bine la Volkswagen și o echipezi un T-Roc sau te duci la Peugeot și echipezi în 2008 sau chiar și un Renault Captur, îl pui cu un sistem hybrid, ajungi peste 25.000 de euro. Ne place la Kia faptul că ăștia continuă să facă mașini de calitate, adică ei când îți dau 7 ani de zile garanție sau 150.000 de kilometri, da, nu îți dau spumă poliuretanică sau super materiale pe bord să zici, domne, uite-te și tu ce mișto e înăuntru cu tare și să scadă motorul și cutia, nu. Aici vorbim de o mașină endurantă, adică o mașină cu care mergi 7 ani sau 150.000 de kilometri fără niciun fel de problemă. Sfatul nostru este mergeți, testați-o, merge și alert și o să fii șocați de consumul ăla. Deci acolo vorbim de un consum foarte, foarte mic și un rezervor foarte mic.
Și noi mergem de vreo jumătate de zi și uitați-vă un pic, acul de la benzină nu s-a mișcat. Range-ul este 658 de km și este benzină. Atenție, vorbim de 40 de litri, cred, dacă nu mă șel, are rezervorul mașina asta. 658 de km. Gândiți-vă că ăsta e un mers 80% urban și restul extraurban. Și un extraurban alert, da? Pentru că am făcut și niște depășiri mai în forță. Dacă mergi normal, într-un regim elegant, un regim normal în România, extraurban, în Valea Oltului, dau un exemplu, ai consumă la sus de undeva în jur de 4,55, da? Adică, cred că te duce 800-900 de km cum plin. Ceea ce e un lucru foarte, foarte bun pentru o mașină pe benzină de 100 de cai, plus cei 18 cai ai sistemului mild hybrid, adică alternatorul făcut de Valeo și acumulatorul din spate. Când tragi linie, mașina intră oricum la impozit la hibrid, oricum e motor de 999 de cm cub, deci cred că impozitul e 20 de lei la mașina asta sau ceva de genul. Fiabilitatea este cheia, nu ai niciun fel de problemă, adică nu-ți fie frică că o să se strice ceva, domne, că îmi iau, uite cum s-au întâmplat pe la alții care fac videouri și au prezentat nu știu, un Karoq sau nu știu, o tâmpenie, o Skoda din asta, concurentă cu Stonic-ul ăsta și numai probleme, adică chiar numai probleme a avut băiatul ăla cu ea și eu fi dat vreo aproape 20.000 de euro pe ea. La Kia nu există așa ceva. Te uși la volan, nu-ți vezi de treabă. Sfatul nostru, mergeți cu ea, testați și capturul, da? Și o să vedeți diferențele. Stonic-ul este mai stabil decât capturul pe denivelări. Direcția este mai bună la Stonic. Garda la sol s-ar putea să fie mai mare la Stonic, dar calitatea de fabricație e un pic mai bună la anumite chestii, gen la capturi, aparent. Dar când tragi linie s-ar putea să te intereseze cât de bun e motorul, cât de bună e cutia, cât de mișto e, cât de mișto se conduce mașina și ce sistem de frânare. Aici avem discuri pe spate, avem niște discuri serioase pe față, o gardă la sol mare. Mergeți și testați mașina, dar mergeți și testați și capturul în același timp și cu 2008, mă scuzați, gama de la VAG și de ce nu Puma? Și mașina asta, credeți-mă că este mai bună decât Puma, oricât ar zice lumea. Chit că pe hârtie are 100 de cai, s-ar putea să Puma aia de 125 sau 155 de cai să vii între puțin în panică posesorii de Pume de 155 de cai mild hybrid când sunt comparate cu acest Stonic. Pentru că Kia nu se joacă, ăștia nu se mai joacă, fac mașini serioase. Bun, mulțumim! Stonic este una dintre cele mai bune variante de crossover în 2021 și spunem asta de vreo câțiva ani, când vorbim totuși de un Stonic facelift, pentru că este o mașină făcută în Corea. Este o mașină care se comportă admirabil, adică avem o gardă la sol foarte, foarte, foarte bună și în ultimul rând un sistem super bine pus la punct, adică vorbim de motorizare, transmisie, sistem mild hybrid. Cum ziceam, sub capotă găsim 1.0 TGDI de 100 de cai și un sistem mild hybrid cu un acumulator în portbagaj. Asta înseamnă că în mod real, haideți să vă și arătăm, în mod real vorbim de o mașină care consumă foarte, foarte, foarte puțin. Adică cei care aveți un TGDI oarecum de generație veche, știți cum se comportă mașina, adică știți parametrii, nu știu, de funcționare în viața de zi cu zi. Aici sunt consumurile, deci avem energy flow. Acum ridicat pe frână, accelerăm, se încarcă acumulator, da? O accelerăm mai tare din acumulator, bine, un fel de kickdown din acumulator, pleacă spre motor, cred că sunt undeva în jur de 18 cai, ceva de genul, nu mai știu exact, sunt un alternator făcut special de către cei de la Valeo. Asta înseamnă că în viața de zi cu zi mașina merge fără niciun fel de problemă. Nu câștigă note foarte bune la capitolul antifonare, că nu vorbim totuși de mașină premium. În schimb, ce putem lua de pe piață să avem totuși un concurent pentru acest Stonic? Vorbim de, evident, de un Captur. Și mașina asta este mult mai bine făcută decât un Captur din punct de vedere al calității de fabricație, da? Transmisia se comportă admirabil, după cum se observă în modul normal, deja suntem la 1300-1400 de rotații pe minut, 50 la oră, fără niciun fel de problemă, adică nu sunt probleme, acum iar încarcă acumulator, după cum se observă, adică dacă mergi într-un mod normal, elegant în viața de zi cu zi, nu ai niciun fel de problemă, adică mașina funcționează fără probleme și consumă în medie mult, mult mai puțin decât știați voi la un Stonic de 1.2, cel de 84 de cai,
sau un Stonic 1.0 TGDI fără mild hybrid. Cutia este impecabilă pe motorul ăsta mic. Dacă vorbim de dieseluri, 7DCT-ul are niște probleme pentru că nu este la fel de rafinată ca și cutie cu un convertizor de cuplu, da? În schimb aici, ia uitați-vă, Energy Flow, acum încarcă acumulatorul, ridicat de pe accelerație, da? Știe să facă coasting, în premieră, fiind mild hybrid, știe să facă coasting, adică, uite acum, de exemplu, acumulatorul transmite puterea spre alternatorul Valeo și ajută un pic. Acum ridică de pe frână, se încarcă acumulatorul, acum efectiv accelerezi, iară vine puterea din acumulator. Asta înseamnă că în viața de zi cu zi, când mergi într-un regim normal, aici noi suntem undeva în zona urbană, mașina se comportă admirabil. Deci cel mai bine, ca să-ți dai seama de sistemul de mild hybrid, este să-l folosești în modul Energy Flow, să ai display-ul la mic acolo, care să-ți arate efectiv, uite acum de exemplu face o frână de motor mult mai agresivă decât dacă era 7DCT-ul normal. Deci uite acum de exemplu suntem undeva și la vale, da? Efectiv frână de motor, da? După cum se observă, fără niciun fel de problemă, el încarcă acumulatorul. O accelerez un pic, motorul pe benzină oarecum rămâne la turație constantă. În schimb, sistemul mild hybrid de la Kia este chiar eficient. Și vorbim de eficiență pe un motor mic, da? Bun, mulțumim.